Salut! În acest clip vreau să răspund la un comentariu legitim care era amestecat în vreo 3-4 comentarii nelegitime. Și anume ce facem cu machiavelianismul. Iar machiavelianismul, care pleacă de la Machiavel, de obicei este gândit la două nivele. Unul ca și filozofie politică și altul ca și psihologie. Am să încep cu partea de psihologie, înainte de toate, apoi am să merg la cea politică și apoi am să fac un fel de concluzie, cum văd eu discuția. Deci, discuția socială este relativ simplu, că sunt oameni care sunt machiavelici. Și definiția asta nu este pusă chiar la întâmplare, există chiar un criteriu psihologic și anumite persoane nu au empatie, sunt narcisiste și merg pe propriul lor interes în principiu. Sunt astfel de persoane care le știți. Deci dacă nu știți, prima persoană care trebuie să vă vină în gând ar fi ceva genul Putin sau Trump. Sau Kim Jong-un sau Il sau... Dar cu toate acestea, deși nu-mi place Xi, președintele Chinei, el și din câte știm, nu este machiavelic. Deci, deși are anumite caracteristici în care arată că are mai puțin empatie și de genul, motivațiile lui sunt diferite de un cum se cheamă? De un psihopat gen Trump sau gen Putin. Și ideea care o vedem este că de obicei oamenii aceștia sunt cunoscuți în domeniul de afaceri. Deci acum trec lângă birouri, probabil 1 sau 2%, dar sunt foarte mult mai mult reprezentați. 1 sau 2% din populație sunt de genul acesta, fără empatie. Și între aceștia, foarte mulți merg, de exemplu, în afaceri unde oamenii se taie și se spânzură între ei, între ghilimele cel puțin. Și aceasta trebuie să admitem că este în mod rezonabil o realitate a vieții. Și acum întrebarea care mi-o pun, și asta nu că vreau să separ discuția, cum ajută, de exemplu, că azi, cel puțin dintre liderii majori, politici, toți liderii majori sunt religioși. De genul Putin era creștin declarat, Trump era creștin declarat. Și înțeleg că fiecare are să spună că, măi, că nu este creștin adevărat și de genul, dar să fim certi, este mai creștin fiecare decât mine. Am mers odată la nu știu câți ani ca să-mi botez un copil, acum vreo 3 ani. Cred că tot acum vreo 3 ani am fost ultima dată la biserică, cu Paștele și Crăciunul, puțin mai înainte. Dar vreau să spun, în vreo 7 ani, probabil că am fost cel mult și invitat de 7 ori la biserică. Și, nu, bineînțeles, nu am pretins că sunt creștin, pur și simplu am avut norme sociale, dar nu mi-am făcut cruce cu mâna în Biserica Catolică și nimeni nu mi-a spus, măi, trebuie să-ți faci cruce. Sau chiar dacă ar fi spus, nu am auzit. Și la fel este și cu Trump. Trump, în multe cazuri, făcând chiar foarte cunoscut că a gazat oamenii ca să facă o poză cu Biblia. Deci, pentru el, este important ca oamenii să-l perceapă creștin. Deci, este sau nu creștin, chiar nu, îmi este foarte greu să decid. Și, bun. Deci, dar, da, ca să ne întoarcem la atei, dacă ar fi o societate complet ateistă, problema este că cele trei argumente, am spus că sunt motivele sub care mergem. Deci primul argument era că noi suntem, ajutăm aproapele pentru că noi o să fim ca aproapele în situațiile tipice. Și dacă cineva o face în mod, cum se cheamă, machiavelic, să zicem așa, ca și psihopat, ajută toată lumea că bătrână, că el când are să fie bătrân ar să fie ajutat, chiar nu văd problema. Deci poate mi-o explică persoana care mi-a pus critica. Al doilea aspect este că persoana nu are empatie și știm asta, că nu are empatie. Și
Asta probabil că ar să meargă foarte bine în domeniile în care el lucrează. Dar cu toate astea, de obicei, și o persoană de aceasta are de obicei, este narcisistă, cum este Trump. Vrea să se vadă cel mai minunat președinte și de genul. Și de asta câteodată oamenii ăștia, la rândul lor, colaborează ca să meargă cu societatea. Deși nu este același motiv și Trump o face ca și creștin. Deci îmi pot imagina foarte ușor sau rezonabil că un om să fie empatic sau nu empatic, să fie în mod rezonabil, să pare empatic și să acționeze înspre binele societății. Și bineînțeles există și ultima parte, că ești un om care ai să fie pedepsit dacă faci lucrurile foarte rele. Și ca o mini-istorioară, să zicem, și asta este adevărat, undeva în spate, nu se vede acum, este reprezentanța Honda. Și mi-am dus odată mașina la service și unul dintre vânzători, haideți să spunem că este complet machiavelic, vede că mi-am uitat umbrela și am lăsat mașina și mă vede că aștept practic într-o stație de autobuz, dar trebuie să merg de partea cealaltă și e prea puternic ca să plec și spune, lasă că te duc eu. Și bineînțeles, el poate să o facă, subliniez, absolut în ideea că poate mai încolo ar să vândă o mașină sau ar să-mi vândă un serviciu Honda. Deci discuția este atât de simplă și persoana aceea mă duce acasă. Deci eu sper că m-a dus empatic, dar în mod rezonabil nu pot să disting dacă a făcut-o empatic sau a făcut-o, cum ziceam, spre, să zicem așa, spre ca să fie lăudat. Măi, ce cool ești! Și în ambele situații, nu contează, cum ziceam. Deci, și la final, bineînțeles, dacă el ar să încalce legea, are să fie prins. Nu are să-i fie rușine, dar ar să vadă consecințele în mod rezonabil, care acela era al treilea argument. Deci, chiar și fără empatie, dacă te lasă soția, poate vrei din narcisist să vezi copiii tăi care arată ca tine, dar mai tineri, să-i vezi crescând, îmi imaginez. Și cam cu asta cred eu că se rezumă cel puțin critica socială. Dar ce faci critica politică? Și aici este, cred eu, și mai clar. Deci, în lumea politică, de obicei, oamenii sunt narcisiști. Și sunt, exact în logica, scopul scuze, mijloacele. Cum 1-2% din acești machiavelici sunt de obicei în locurile cu afaceri, din aceia cei mai de succes machiavelici ajung de obicei în societățile politice. Și asta face ca, deși ei caută o justificare pentru oamenii simpli, ei în multe cazuri își privesc propriul interes. Câteodată doar electoral și la fel, nu vreau să spun, uite cum Dragnea sau Tăricianu dădeau pe pâine bani de la buget ca să ajute social și o făceau clar pentru campania politică sau ajutau Biserica Ortodoxă să-și construiască mai repede catedrala, măgăoaia aia. Deci, bineînțeles că discuția este puțin mai nuanțată decât atât, dar acceptând asta ca fiind discuția, în mod standard, statele acționează în propriul lor interes. Rusia, nu în interesul când a atacat Ucraina, dar are propriul său interes ca să-și vândă gazul metan și petrolul și să nu ajungă în colaps economic, deși au șanse să ajungă. La fel, statele din Europa au cumpărat gaz, metan și petrol fără nicio problemă, la preț crescut, pentru că nimeni nu vrea să stea cu mașina pe uscat, cum s-ar zice, să meargă doar cu autobuzul, deși eu cât de cât o fac, dar nu întotdeauna, trebuie să recunosc și asta, pentru că una este ce îmi doresc eu ca și om și alta ce își dorește o țară. Și oamenii au să-și încalce în principii, indiferent de război din Ucraina, ca să cumpere gaz metan sau petrol sau alte lucruri. Oamenii au să cumpere lucruri din China azi.
Și țările, mă refer, nu mă refer numai ca și oameni. Și asta este pentru că așa gândim noi în interesul țării. Și în acest fel, majoritatea țărilor, dacă nu absolut toate, dacă nu absolut toate, marea majoritatea țărilor lucrează în propriul lor interes și în parte este că oamenii au filozofia asta, să zicem, machiavelică. Efectiv, ce dacă mor niște oameni în Ucraina? Și deși nu aprob, trebuie să recunosc că multe țări au făcut-o. Și spre norocul meu, exact acum, sunt în Ucraina, în Ucraina, sunt într-o țară care este foarte pro-Ucraina, care și-a tăiat imediat în vreo lună tot gazul metan de la ruși, pentru că eram pregătiți de nu știu câți ani, pentru că Lituania știa că ar putea să fie și ea invadată destul de curând. Și asta, bineînțeles, că sperăm că nu are să se întâmple. Similar, țările în general, dacă o să auziți multe atrocități, o să le găsiți în special în istorie că au fost făcute pentru resurse economice. Și o să găsiți cum, îmi amintesc doar că așa, unul dintre cele mai șocante lucruri care le-am citit eu, cum Regatul Unit, și aici să spun clar, atunci era creștin, deci indiferent cum vezi azi Regatul Unit, care căuta motive de războaie ca să ia morții, oasele în special, dar și corpul, ca să fie îngrășământ cu fosfor. Și acesta este unul dintre cele mai șocante lucruri care foarte puțin oameni le știu istoric, dar este documentat, cel puțin am văzut un documentar făcut de un istoric calificat. Deci statele lucrează machiavelic și subliniez, aceasta nu este o critică că este a creștinismului, așa merge de obicei sistemul politic, din păcate, în multe locuri și cel puțin la nivelul interstatal, dar bineînțeles că este clar și interesul de colaborare, de genul Uniunea Europeană este un succes imens care a oprit, de exemplu, războaiele și a făcut exact cu scopul scuze mijloacele, că războiile sunt un cost mult mai mare comparat cu prosperitatea care o avem azi în Uniunea Europeană. Bun, în concluzie, în principiu, la nivel social, sistemul machiavelic, cred eu că nu poate să meargă decât dacă omul se poartă exact ca un non-machiavelic. Dacă toți oamenii ar fi fără empatie și cel puțin la scară mare, cum au reușit naziștii, prin îndoctrinare, prin forma aceea foarte agresivă de creștinism antisemitic, poți să vezi că nu ajungi prea departe. Deci au ajuns până la Stalingrad, să fim clari, dar nu mai e departe de acolo. Inclusiv românii, inclusiv luteranii, inclusiv catolicii, atât au putut, deci atât se poate. Similar, sistemele politice merg în mare parte cu destui oameni politici, dar fiind domeniu foarte agresiv și puternic și cu foarte mult stres, este în mare parte inspirat și de oameni care au fost machiavelici, dar pe măsură ce societatea a crescut în valori seculare, în a crește înțelegerea noastră asupra a cine este om normal, a faptul că, deși creștinismul ne-a învățat diferit, femeia nu este decât egală a bărbatului. Deci toate aceste lucruri ne-au făcut azi să fim mult mai etici, chiar și cu unii machiavelici, creștini sau nu, în ea. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!